fost cel mai greu moment din tot procesul acesta pentru tine, mai ales ca mamă adoptivă? Cel mai greu cred că a fost relația cu Irina și drumul până la faza în care suntem acum, în care ele se înțeleg și se poartă ca două surori, una mai mare, una mai mică, cu toate problemele. În momentul în care te simți cu tine bine și echilibrat și în familie, atunci cred că e și momentul să faci acest pas. Pentru că, sigur, copiii aceștia vin cu un bagaj emoțional, de probleme, de adaptare și toate trebuie cumva armonizate. În momentul în care ești dispus să oferi iubire necondiționată și ai suficientă răbdare să pornești un asemenea proiect, că eu așa l-am considerat, e un proiect până la urmă, n-ai cum să nu poți să o faci.